pe adversarii lor din țară. Constanțenii promit că în gala Kung Fu extrem adversarii lor nu vor avea nicio șansă. Întâlnirea de gradul 3 pe care constanțenii o propun sâmbătă la sala sporturilor din orașul de la Malul Mării va cuprinde 7 meciuri care se anunță a fi extrem de spectaculoase. Doi dintre luptătorii prezenți la această gală, campionul mondial turcul Ogun Genci și Viorel Vihodița, se pregătesc intens alături de colegii lor pentru o confruntare în care va exista, după cum spun ei, un singur învingător, Constanța. Am luptat și la Rotterdam, Olanda, și la Turcia, și la aici am luptat câte dată. Nu e problemă pentru mine. Ai vreun idol? Doamnelor și domnilor, revenim în sala sporturilor din Constanța cu un nou match la categoria plus 85 de kilograme între Ciprian Mititelu din Galați cu short negru, care încasează acum, și Ogun Genci din Constanța. Short albastru. Genci băgat în colț de către Ciprian Mititelu. Un bun încasator acest turc. Cel la colț pe Ciprian Mititelu. La zonă noastră înaintează calm. Efectuezi lovituri. A început repriza a doua a meciului de la categoria plus. Încasează, dar are și replici pe măsură. A încercat o proiectare Mititelu, însă s-a întors împotriva sa. Se pare că îi place acest colț. De economicos au luptat cei doi. Bătrânul turc, vârstă de 37 de ani, a rezistat cu brio, chiar dacă a fost proiectat de două ori de către adversarul său, mai tânărul Ciprian Mititelu. Da, bătrân pentru faptul că în meciurile de amatori, limita de vârstă este de 35 de ani. Nu, sigur. Simte slăbiciunea adversarului său. Există fair play, dar este o șansă de succes pentru el. Absolut. Dar lucrează mult mai închis turcul după acest incident. Mai prudent. A încercat să-l lovească în arcadă cu piciorul stâng, dar acolo ce pierde Mititelu. A cedat cu mult mai mare ușurință. Mă refer la Viorel. Da, Viorel Vihodița. Vihodița, da. Ultima repriză a meciului de dintre Ciprian Mititelu, Galați, short negru, și Ogun Genci, Constanța, short albastru cu galben, la limitele categoriei plus 85 de kilograme. Un meci dominat până acum de Ciprian Mititelu. Thank you.
5. Este și firesc, este reprezentantul Constanței, care dacă se fie creată la timp într-o serie un pic haotică, dar... În lovituri mult mai puternice, mai puțină prudență. Iată, schimb de lovituri, de regulă când lovesc amândoi sportivii, nu se punctează loviturile niciunuia dintre ei, lovesc simultan. A căzut proteza lui Titelu. Îi se strigă, hai tinere lui Ogiul, rezistență și sportivitate. Condiție fizică și sportivitate, clar. Are o prestație decentă, nu se simte pe chipul lui, nu se citește pe chipul lui Furia și nu se simte o încărcătură de ură. Nu i-a ieșit această lovitură în întoarcere cu piciorul. Pare în sfârșit că a ieșit această lovitură cu stânga în vorbia lui Michitelu. A pasat și el. Lovitură directă. Stat pentru o încercare de a lovi cu genunchiul. L-a zruncinat un pic, a zruncinat-o cu acea directă de stânga, au din Genci pe Ciprian Mititelu. Nu știu dacă l-ați văzut pe Mititelu înțelind din dinți un pic, aranjându-și mandibula. Ne așteptam ca în această patra repriză lucrurile să fie clare, să fie limpezi, meciul să fie terminat. Nu este chiar așa. N-a fost chiar așa? N-a fost chiar așa, da. Îl apreciez, să știți, în mod deosebit pe Ogin Genci. Chiar dacă punctajul, după părerea mea, este în avantajul gălățeanului, al lui Mititelu Ciprian, dar această revenire spectaculoasă... A arătat acest lucru. Da, a luptat, da, până, da, la, da, capăt. O voință deosebită, rămânând în picioare și demonstrând că încă mai are resurse. Așteptăm decizia, se fac acum ultimele calcule. Noastră urmăriți câteva dintre lovituile din ultima repriză în reluare. Ați văzut, da, cum i-a zruncinat magia? L-a șters mai mult. Dacă era în plin, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Da, 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 putea să-l doboare pentru că a avut o încărcătură de masă, a pornit cu umărul, cu trunchiul. Pozează frumos pentru public, pentru fotografi, Ogiul Genci. Și domnilor, învingător la puncte, din Constanța, Cheng Ogiun! Bine ai venit în Clubul Campionilor în această seară. Ai învins un adversar cu 15 ani mai tânăr ca tine, dar ai fost pus în dificultate. Care este secretul tău? Eu din 7-7 sunt sportiv și acum am lăsat în 8 ani de zile, n-am luptat și deocamdată sunt bătrân, dar vreau să fac ceva și mișcare. Am luptat la Torciu, Rotterdam și... Mișcare, dar o iei în serios. Da, nu în serios, așa mai nu sunt pregătit bine. Mai trebuie pregătesc și mai adversarul 22 de ani, îți dai seama. Și am luptat, zic că nu pot să spun. Mulțumim mult. Atât de la marginea ringului, dau legătura colegului meu Grig pentru următoarea confruntare.